Vai, ți-mi place. Vai, ce frumos e. Ia uite-l. Pastră așa. Hei! Hei, ce faci acolo? Hai să te învăț să citești ceasul. Ce? Să te învăț ceasul, să știi cât e ora. De ce? Pentru că e important. De ce? Păi altfel, când ai ști când să te trezești ca să te duci la școală? Mă scoală mami. Și dacă mami nu e acasă? Mă trezești tu. Bun, și dacă nu suntem niciunul acasă? Atunci nu mă duc la școală. Cum să nu te duci, mă, la școală? Când ai ști să iei micul dejun? Mi-ar fi foame. Ia mai taci, mă. Dacă vine unul la tine pe stradă și te întreabă cât e ceasul, ce faci? Taci ca prostul? Păi și el e prost, că nici el nu știe. Ăsta e un ceas. Are ore și minute. Ce alea, ole, ce alea minute? De unde le ale? Nu știu, ai răbdare. O zi are 24 de ore. 12 ore ziua și 12 ore noaptea. Păi zis că o zi are 24 de ore. Da, așa am zis, că are 24 de ore, dar o zi e formată din noapte și zi. Păi și tu care ai zis ieri că mergem sâmbătă în parc, ai zis că mergem sâmbătă zi sau sâmbătă noapte? Că mie îmi place să merg noaptea în parc, mie mi-e urât. Mă, ești prost? Când spunem sâmbătă, toată lumea înțelege că este vorba despre zi. Acum taci și ascultă! Fiecare ceas are 3 indicatori. Le spunem limbi. De ce? Pentru că așa le spunem. Limba mare este limba orelor, orar. A doua limbă este limba minutelor, iar a treia limbă este secundară. Păi dacă e secundară, de ce nu e a doua? Uită de secundar. Nu mai există. Nu mai e. Hai să ne concentrăm pe astea două mai mari. Da, asta. Uite, asta mare, care e mai grasă, arată orele, iar asta care este mai slabă, slăbănoaga, arată minutele, da? Ok, bun, iarăi. Acum, când limba asta mare, grasă, arată aici la 1 și 2, vezi, scrie 1 și 2, adică 12. Ba, e 3! Nu, dragă, nu e 3, e 12, pentru că avem deja un 3 mai jos aici, de ce să avem 2 de 3? Nu e logic, 1 și 2, 12. Noaptea? Ziua! De ce? Dacă ar fi noapte, n-ai fi văzut-o, de-aia. Acum, fii atent, ascultă. Taci, ascultă. Când limba asta a minutelor, slaba, pleacă de lângă asta grasă... De ce? Nu-i place de ea? Îi place de ea, ba da, îi place de ea, dar ca să arate ora, trebuie să se miște. Ei, când limba asta slabă ajunge aici la 1, este 5. Cum e 1 dacă e 5? Pentru că 1 este 5 și 2 este 10, 3 este 15, 4, 20, 5, 25 și 6 este și jumătate. Ce e? Jumătate! De ce? Pentru că 12 este întreg și 6 este jumătatea lui 12, de-aia. Acum, ascultă, când limba asta grasă ajunge și ea aici la cifra 1, iar limba asta mai slabă ajunge la 1 și 2, ce oră e? E ora 5. Nu este 5, este 1, pentru că limba grasă arată ora și limba subțire arată minutele. Dacă ești cu minte și înveți la școală ceasul, îți cumpără tati și ție un ceas. Digital. De ce?